Bună ziua și bine m-am găsit la Părți Online pe exerciții de matematică. Așa, ce vreau pentru astăzi? Ce-ați mai? Pregătiri de test, nu? Da. Recalculare, pentru teza. Suntem în cât în... 11. 12-a, 2018. Te rog, Davide. Calculați. A. Calculați. A, da? Ce? Nu știu, am stăt un moment, ultima paranteză. Acolade? Acolade, da. Paranteza acolade. Acolade, o paranteză pătrată. Da. Paranteză rotundă, minus 3 supra 4, minus paranteză rotundă, plus 1 supra 6. Plus 1 pe 6. Tot paranteză rotundă, așa. Da, schimb paranteza pătrată. Da. Minus, deschid paranteza pătrată, da. Paranteza rotundă, da. Minus 5 supra 8, da. Închid paranteza rotundă, minus, minus 7 supra 12, în paranteza rotundă. Așa. Închid paranteza pătrată, închid acolada, da. Ori, în paranteza rotundă, minus 2, minus 2 între și 2 supra 7. Și 2 pe 7. Bă, da, dar asta mi se pare simplu, mă. Hai să-i facem, da. Adică, cred că n-ai probleme. Te rog, repede. Acolada, paranteză pătrată, păi totul este la 12. Este viitorul 12? Da. Am amplificat aici cu cât? Cu 3. Cu 3 și am cu 2. Și vine minus 9 plus 2. Minus 2. Plus 2. Da, era minus. Dar minusul nu e fața paranteză. Nu, era minus între ele. Aici e minus? Da, și era plus 1 pe 6. Minus? Și plus 1 pe 6. Așa. E deprisos. Este doar un abuz aici. Este o pierdere de timp. Că să subînțelege, în clipa în care noi punem plus, este pozitiv. Da. Așadar, aici vine minus 9, minus 2. Minus 11. Deci minus 11 supra cât? Supra 12. Așa, minus... Minus, cred că este 24. Viitorul 24, da. Aici cu? Cu 3 și da. Acolo cu 2. Și cu minus 2. 10 plus... Minus 15. Minus 15. Minus plus 14. Minus 1. Deci minus 1 și minusul din față? Plus. Plus 1 pe plus 24. Plus 24. Împărțit partea asta, da? 2 ori 7, 14. Înmulțit cu? Înmulțit cu, da. 2 ori 7, 14, cu 2, 16. Minus 16 minus pe? Minus 16 pe 7. Și dăm mai departe cu numitorul comun aici? Numitorul comun este 24. Și amplificăm cu 2. 2 și univa, atât. Și facem minus 22. Minus 22 plus 1. 1 dă... Minus 21. Minus 21. Da. Supra 24. Exact. Înmulțit. Înmulțit cu minus 16 supra 7. Minus 16 supra 7 și egal mai departe. Aici neapărat cu din paranteză. Da. Să ținem legul în față. Și trebuie să simplificăm. Așa. 7 cu 21. 3. 24 cu 16. Prin 2. Prin 4. Prin 4. 4 și... 6 și 4. Așa, 6 cu 3. 6 cu 3 încă o dată. 1 pe 2. Deci... Și 2 cu 4, iarăși. Da. 2. 2. Și răspunsul corect este plus 2, da? Că minus minus face plus 2. Deci, nu am trebuit. Deci, nu e dificil, da? Mai putem nici pe 1 dacă tu... Nu, facem altceva. Altceva, te rog. 3, paranteză rotundă, 2x plus 1, 3, supra, 3, pe lângă 2x plus 1, așa. Supra 7, da. Minus 2x... Nu mai este nevoie de paranteze, pentru că linia de fracție vreau deja de paranteze. Dar deci, nu că era totul pe 7. 3 pe lângă și totul pe 7, așa. Da. Atunci da, are rost. Și 2 pe lângă... Ce fac așa? Minus... Minus.
linie de fracție. Da. 2 pe lângă x plus 5. Da. Totul supra 6. Așa. Egal cu 3x minus 3. Da. Supra 21. Corect. Minus 5x plus 5 supra 14. 5 supra? 14. 14, echivalent? Păi, putem să facem 2 ori 3. Nu, eliminăm numitorul la un cap la altul. Cât să fie numitorul comun? 42. 42. Ia, este 42, nu 7 ori 6. Face 42 și multiplu șalui 21. Șalui 14 este multiplu. Da, este 2 ori 7. Da. Și este prins așa. Deci aici amplificăm cu 6. 6 cu 7. Da. Cu 2. Cu 2 și cu 7. Nu cu 7. Cu 42. Nu, cu 6, nu cu 5, nu. Cu 8. 8 ori la 8 ori pe 4, 32. 3, cu 3. Cu 3, mai este. Așa. Și atunci avem? 3 ori 2x. 3 ori 6. 3 ori 6. Păi da, mă gândesc, fac 3 ori 2x, dădea 6x, 12x plus 6. Uite cum să trebuie să faci tot, ca să nu greșești. 6 ori 3, 18 și mulțim cu totul. A, ok. 18 ori 2, 36x, plus 18 ori 1, 18. Știi? Asta așa trebuie gândit. 7 ori 2. Minus 14, 14x. Minus 14x. Plus. Atenție. Minus, atenție minus, aici. Da? Atenție. Minus. 14 ori 5. 0, 2, 5. 70. Minus 70, corect. 70. Egal cu 6x. 6. Minus. 6, minus 6, minus 15x, da. Minus 15. Minus 15. Acum scădem și adăm x cu x și cu x și... Deci obținem. 12x. Exact, 12x. E bine, 22x. 22x, corect. Plus, minus... Așa. 52. Corect. Este egal cu? Minus 9x. 9x. Minus 6 cu minus 15 și minus 21. Echivalent cu? Plus 52 și plus 9x. Deci 9x cu 22. 31x. 31x egal cu? Plus 52, minus 21, cu 31. De unde x egal cu 1. Da. Terminați aici. Altru? Aici ce a fost aici? E văzut numitor comun, eliminăm numitor, amplific. Atenție, minusul din față, semnul tuturor termenilor. Aici trebuie să fii foarte atent, că dacă există fac acest lucru, se strică tot exercițiul. Următorul. X pe lângă. Da. 1 plus 1 pe 2. 1 plus 1 pe 2. Plus 1 pe 3. Da. Plus 1 pe 4. Și plus puncte, puncte, plus. Sau 4 plus. 1 supra 2015. 2015. În paranteză rotundă. Egal cu. 2015 minus 1 pe 2. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Așa. Minus 2 pe 3. Minus 3 pe 4. 3 pe 4. Puncte, puncte. Minus 2014. 2014. Și spate 2015. Am fost numele acesta aseară. Păi distribuim câte un număr din 2015. Câți termeni avem de toți? 2015. Nu-s 2015. Păi mă gândesc să puși pe 2015 supra 1. Unde aici, așa? Da, și mă iau ca 2015 termen. Și atunci sunt 2015 termen, dacă e numărat așa. Invers, dacă numai de la 0 până la 2014, tot 2015. Da. Și atunci vine cât? Doar la fiecare câte una. Îl distribuie rup da, complet. Da, nu minus. Deci va fi egal cu 1 pe 2, așa va fi, 1 minus 1 pe 2 face 1 pe 2, plus 1 minus 2 pe 3, 1 pe 3,
Plus să mai departe, plus cu puncte. De 1/2015. 2015. Și iată cum x-ul ăsta e egal cu tot. Toată paranteza asta, simplificăm prin ea. X egal cu... Vezi că x egal cu 1, nu? Da. Termină de x. Altul. De x poate fi egal și cu 2? De ce să fie și cu 2? Păi dacă simplifică. Păi dacă simplifică, în 4 și 4 asta. Ok? A, da, e corect, și aici la acolo. A 1? Da. Prin simplificarea te trește. Vezi că rog? Radical din... Minus 2 la 8-a, ori minus 3 la 4-a, ori minus 3 la 4-a. În afara radicalului? Nu. Ori minus 3 la 4-a. Totul sub radical. Așa. Ori 5 la 2-a. Ori 5 la 2-a. Minus radical din minus 2 la 4-a. Minus 2 tot la 4-a. Ori plus 3 la 2-a. Plus 3 la puterea a 2-a. Ori minus 5 la 2-a. Minus 5 tot la a 2-a. E calculul. Facem calculul ăsta, da? Da, minus 2 la 8-a e cu plus. Minus 2 tot la 8-a, cred că trebuie să da. Așa. Dacă n-aș fi fost în paranteză, știi ce aș fi înțeles eu? 2 la 4. Minus 2 la 4. Era 2 la 4. Atenție. Dacă n-ar fi fost minus 2 totul la 8-a, eu aș înțeles că minusul nu se ridică la 8-a. Și că doar 2 se ridică la 8-a. Așa, fi rămas negativ. Adică între aș fie minus 2 la 5-a, e diferit de minus 2 totul la 5-a. Deci minus 2 totul la 5-a, e diferit de minus 2 totul la 5-a. Aici și minusul se ridică la 5-a, în paranteză. Din coace, ric pe 2 la 5-a, cât o face, și minusul rămâne. Da. Da? Deosebirea asta este. De data asta nu-i deosebire că minusul la 5-a va face tot minus și va fi egalitate. Dar dacă ar fi fost minus 2 la 4-a, e diferit de minus 2 totul la 4-a. Ca să fie clar. Și acum te rog să lucrăm aici. Pe radical din minus 2 la 8 este plus 2 la 4. Deci 2 la 4. 2 la 4. O să ieși de sub radical, da? Da. Un radical ori din... 3 la a 4 e 3 la a 2. Deci 3 la a 2. Ori 5. Ori 5. Minus. 2 la a 2. Așa. Plus, ori 3. Ori 3. Ori 5. Și este egal ca și rezultat. Hai să vedem. Păi 2 la 4 este... Scoatem un 2 la factor comun, un 2 la 2. Da. 2 la 2. Și ce mai poți scoate? Un 3 la un 3. Un 3 și un 5. 5, da. Și atunci, în paranteze, rămâne. 2 la 2. Da. Ori 3. Ori 3, ori 1. Așa și minus? Minus nimic. Nu poți să spui 0. De ce? Dacă ai spune 0 aici, 0 oriceva face 0 aici. Da? Deci minus 1. Și face în final aici, iată. 4 ori 3 ori 5. 4 ori 5, 20 ori 3. 60. 60. Pe lângă 4. 4 ori 3, 12, minus 1, 11. 11. Și am găsit rezultatul 660, da? Da. Terminat și acest lucru. Dragule, aici am mai insist pe o chestie. Dacă vei găsi vreodată radicalul x la a doua, cum vei spune că este egal? Radicalul x la a doua. Radicalul din x la a doua? Da. Nu poți spune că este x. Nu poți să spui că este x. Cum trebuie să spui că este ce? Ei, trebuie să-mi spună dacă e de ce fel de număr este. Nu, ai întâlnit așa ceva și tu trebuie să scoți de sub radical. Nu, scoți. Dar cum scrii? Modul din x. Păi da, pentru că nu știu dacă x este pozitiv sau negativ. Exact. Dacă ai fi fost acolo, în registrul nostru, radical din minus 2, totul la a 8-a, tu spui că este egal cu modul din minus 2 totul la a 4-a, da? Minus 2 la a 4-a. Copul 2, deci, nu? Ei, și minus modul din minus 2 face 2. 2 la a 4-a. Noi de aceea am făcut așa deodată. 2 la a 4-a am scris deodată așa.
Deci explicația asta este. Altfel, pe minus 2 ridică la 8-a și la 8-a ridicând pe minus 2 face plus 2 la 8-a și extrema radicală se întâmplă așa ceva. Da, să ștergem tabla de pe vedem un alt exercițiu. Zice? E A, B, C, D, un cvadratel convex. Deci A, B, C, D, cvadratel convex. Da. În ipoteză. Deci în ipoteză ne se dă A, B, C, D, cvadratel convex. Iar mână, mână, P și Q sunt mijloacele laturilor A, B, B, C, C, D și A, D. Mână, P și Q, mijloacele laturilor. Mijloacele laturilor. Să se arate că figura mână P, mână pe Q, este paralelă. Vezi. Da, demonstrează mână P, Q este paralelogram. Deci, în concluzie, mână P, mână P, mână P, Q. Da. Da? Paralelogram. Demonstrația. Facem mai întâi o figură. Patrulater convex. Ce înseamnă patrulater convex? Paralelogram. Patrulater convex, ce înseamnă? Este patrulaterul cu două laturi. Cu nu, toate... patrulogram. Patrulater convex. Care toate... Are patru laturi. Dar de ce îi spune convex? Suma unghiilor este de 360. Totdeauna într-un patru latere. Dar de ce îi spune lui convex? Deci există și alt fel de patru latere? Da. Deci două categorii patru latere. Patru latere convexe și, și concave. Concave, da. Convexe și concave. Dar ce înseamnă convex? Că trebuie să avem în minte foarte clar. Nu degeaba ne dă informații. Eu nu am spus că măsura unghiului este de 360 grade în total la toate unghiurile. Trebuie să înțelegi așa. Patrulaterul convex este acela în care se întâmplă ca întreaga figură să fie situată de aceeași parte a unei laturi. Adică dacă prelungesc latura asta, vezi așa, una de laturi, face tot patrulaterul acesta situat în semiplanul ăsta, deasupra. Dacă prelungesc pe cealaltă, iarăși îl situează în partea asta. Deci, într-un patrulater convex, fie orice latură prelungită poziționează patrulaterul în totalitate în aceeași zonă, în același semiplan. Deci, este chiar un patrulater convex. Deci, cum arată un patrulater concav? Iată cum arată un patrulater concav. Acesta este un patrulater concav. Dacă prelungesc latura asta, nu mai este situat în totalitate, în aceeași semiplan. Da? Mai rămâne o bucată și în partea asta. Două sunt laturile care nu mai se situează de asta, latura asta și cealaltă de aici care am dat. Pe când la patrulaterul convex se întâmplă ca de fiecare, orice latură am prelungit, să-l situeze pe patrulater în aceeași zonă tot timpul. Deci ce zice patrulaterul convex? Acum să ne facem. Reținem că este așezat patrulaterul convex A, B, C, D, A, B, C, D și mijloacele laturilor M, N, P și Q. M, N, P și Q. Așa este patrulaterul. Să se arate că M, N, P, Q este paralelogram. M, N, P, Q, paralelogram. Că trebuie să fie patru paralelogram, două câte două din laturi trebuie să fie paralele și congruente, unghiurile laturilor trebuie să fie suplimentare. Nu toate acestea trebuie să întâmple. Hai să vedem măcar una dintre ele. Păi, ce înseamnă definiția paralelogramului? Paralelogram este patrulaterul convex cu două câte două laturi paralele congruente.
Nu, prea multe. Deci paralelogramă este patru latero convex cu laturile opuse paralele două câte două. Nu mai suficient paralele. Deci, ăstea două să fie paralele și ăstea două paralele. O altă variantă, ca să arăt că e patru latero convex, deci în cazul nostru, M-N pentru ca să arăt că e paralelogram, avem, să arătăm o primă variantă, ăstea două paralele și ăstea două paralele. Da. O altă variantă este să arătăm doar două din ele paralele și congruente. Deci atenție la nuanță, nu mai spun și ăstea paralele. În locul paralelismului ăsta, spun ăstea două care am arătat că sunt paralele, sunt și congruente. Da? E paralelogram. Altă variantă pentru să fie paralelogram. Unghiurile alăturate să fie suplimentare. Unghiurile alăturate fiecărei laturi. Da. Adică, dacă mă opresc la MN, la MN, latura, unghiul ăsta și cu ăsta să fie de cădere, 180 grade. Mă opresc la latura asta. Iar și astea două suplimentare. Mă opresc la latura și asta suplimentare. Altă variantă care o am la dispoziție pentru a avea paralelogram. Deci când am zis paragraf, eu mă gândesc repede, măi, ce șanse am ca să arăt paragraf? Și am spus mai devreme vreo 3 până acum. Da. O alta. Diagonalele să fie congruente. Paragraf nu? Nu. Să se înjumătățească. Da. Să se înjumătățească. Deci este... Dacă aș duce... diagonala asta și cu cealaltă. Și dacă arăt că se înjumătățesc, salut, e paralelogram. Da. Adică, într-un fel, dacă între ele s-ar fi punctul O și mă o congruem cu OP, este paralelogram. Mă o congruem cu OP și O în M cu OP Q. Da, deci pe amândouă trebuie să le arăte jumătățile a diagonalelor. Da. În cazul nostru, nu asta va fi varianta. Hai să ne întoarcem acum, după ce ne-am amintit ce înseamnă paralelogram, care sunt proprietățile și ce este suficient pentru a defini un paralelogram. Adică eu trebuie să am la dispoziție aceste informații ca să știu ce fac acum. Și acum, în ipoteză, mă zic, M, mijlocul lui AB, nu degeaba, trebuie să valorific. N, mijlocul lui BC, nu degeaba. U, mijlocul, și Q, mijloc. Acest lucru trebuie să-l valorific eu. Atât am mai spus. Mijloace, mijloace, mijloace. Și eu trebuie să arăt că figura asta e paralelogram. Ori pentru a fi paralelogram ar trebui să arăt fie că laturile opuse sunt paralele două de două, fie cum am zis toate celelalte variante. Tu la ce te gândești? Cum crezi că ai va fi aici? Că paralele trebuie să fie două câte două. Paralele două câte două. Să fie paralele și congruente. Paralele și congruente. Am spus că e prea mult, adică două câte două. Mână și QP. Mână și QP să fie paralele și congruente, da. Gata, nu mă interesează de asta. Asta nu se spune. Da? Bine. Am putea să luăm triunghiul B, mână și QDP. Deci B, mână și QDP. Ce putea spune cele două? B, B este congruent cu B, mână. B, B. DP este congruent cu BN. DP. DP. BN. BN. Cine ți-a spus asta? Unde a scris așa undeva? Păi dacă a scris chestia 4 la telecomex, a dumneavoastră a spus că dacă l-am întoarce celălalt semiplan, s-ar... laturile s-ar lipi într-un fel, adică... Nu am spus asta. I-am zis că prelungind orice latură, îl lasă pe patru latere în același semiplan. Deci nici o latură nu taie prin interior. Dacă prelungeți latura asta, nu taie prin interior. Atât am spus. Păi putem să spunem că M, B, N este congruent cu Q, D, P. M, B, N cu Q, D, P. De unde? Cine nu a spus asta? Ca să fii congruent, ar trebui să am... să am informații de pentru două triunghiuri congruente. Când două triunghiuri sunt congruente? Când mă situez într-unul din cazurile acelea. Da, păi nu vreau să spun că măsura unghiului QDP este congruent cu QDP cu MBN. Cine a spus asta? Am în ipoteză așa? Suntem în ipoteză. N-am spus așa în ipoteză, nu ne-a dat autora. Suntem în ipoteză. Atât? Numai din ipoteză lucrăm. Păi ar trebui să arătăm că AD este congruent cu AB.
A, B, O, A, B. De unde? Nu am. Nu-i în ipoteză. Mijloace. Trebuie să ne numim de mijloace. Sigur că da, mijloace. Trebuie un moment de inspirație încât se folosesc ideea de mijloac. Mijloace, da. Să mijloc un part segmentul în două. Așa. Adică mă pui cât mă A. Da. Nu vă că nu vă că asta trebuie să folosesc. Cum să fac? La geometrie trebuie să fim foarte atenți, să avem o chestie de, cum să spun, de inspirație, așa. Nu știu dacă ți-am spus chestia aia cu a rezolva o problemă de matematică, este ca și cum ai intra într-o sală unde... Și cauți întrerupător, sigur că. Și e întuneric și nu ai decât șansa asta să dai peste ceva. Da. E? Cum facem? Uite, asta e momentul de inspirație. Dacă unim pe A cu C... Dacă unim pe A cu C... Atunci, apare triunghiul A, B, C. Și ce este mână în triunghiul A, B, C? Linie mijlocie. Linie mijlocie. Ce știm despre linia mijlocie într-un triunghi? Nu am făcut despre linia mijlocie. Ba de rău, dar aici n-am cum să mă descurc. V-au amintit, nu se poate, nu v-ai spus. Linia mijlocie într-un triunghi. Nu neapărat. Problema e dacă e dată acolo, e la temă, sau unde ai luat-o tu. De aici, la teză, dar nu mi-a făcut că e nemplăcere. Vă spun într-o dată, mă sau de ele. Și, dar și, ce spus? Model de teză. Model de teză semestrială, dar nu spus semestrul întâi. Da, asta e cadere de semestrul întâi. Nu am terminat. Probabil că nu am terminat. Deci problema asta nu se poate face exact așa. Linia mijlocie este paralelă cu baza și jumătate linie. Deci linia mijlocie mână e paralelă cu AC și jumătate linie. Da? Asta îmi spune mie că mână e paralelă cu AC. Păi atunci mână e egal cu AC supra 2 și tu pui și nu, QP egal AC supra 2. Corect. De aici rezultă că mână e congruent cu QP și ce trebuie să mă arătăm că sunt paralele și da, mână e paralel de A cu AC. AC e A și QP tot cu AC. AC. Deci din astea două rezultă că mână congruent cu QP și MP și paralele sunt, da? Mână. Și dacă două lateri opuse se paralelește, gata, figura este în paralelă. Deci cum spunem? Luăm triunghiurile... Fie... Nu. Fie... Triunghiul A, B, C. Triunghiul A, B, C. În care avem? Da. Acolo, de ce avem? MN egal cu AC supra 2. Nu, mai presupun. Avem în triunghiul ăsta că MB egală cu MA. Apoi NB cu NC. Cu NC și și încă condițiile astea MN. Rezultă că MN linie mijlocie. Da. MN. Linie mijlocie. Și atunci aici rezultă că mână egal cu AC supra 2. Egal cu AC pe 2. Și tot așa mână, tot acum, mână e paralelă cu AC. Cu AC. Apoi, fie acum triunghiul care? ADC. ADC. Despre că, în care spune că avem ce? AQ paralel cu, nu, AQ congruent cu QP. AQ egal, am să zic. AQ egal cu PD. D. DP cu PQ. DP
egală cu PQ, P, D, P, cu P, C, C, da. Bine, să dorăză că QP este linie mijlocie. Linie mijlocie. Mijlocie. Și atunci rezultă că? Rezultă că QP este egală cu acest pra 2. Da. Și tot QP? Tot QP e egală cu... E paralelă cu AC. AC. Din cele două, reiese că... Că MN este egal cu QP. MN, da. MN egală cu QP. Și că? Și că MN este paralelă cu QP. MN paralelă cu QP. Da. Din aceste două rezultă că MNQP paralelogram. Da. Da, paralelogram. Deci asta a fost aici. Trebuia să observăm linia mijlocii. Fără linia mijlocii nu pot să mă descurc. Linia mijlocii dintr-un triunghi. Da. Să vedem mai departe o altă problemă. În triunghiul ABC, măsura lui B este egală cu 30 de grade. Iar AB egal cu 28 de centimetri și BC egal cu 36. Calculați area lui ABC. Deci, cum spuneam, pe triunghiul ABC, măsura lui B este de 30 de grade. Măsura lui B egal cu 30 de grade. Iar AB egal cu 28 de centimetri. AB egal cu 28 de centimetri. Și BC egal cu 36 de centimetri. BC egal cu 36 de centimetri. Calculați area lui ABC și distanța de la C la latura AB. Area lui triunghiului ABC. Și ce îmi mai calculez? Și distanța de la punctul C la latura AB. Distanța de la punctul P la latura AB. Așa spunem, da? Egal cu cine? Și egal cu cine? Distanța de la P la AB. Da. De la ce? Ce? La ce? La ce? La AB. Trebuie să facem un triunghi. Un triunghi rapid. Și un B de 30 de grade. Hai să zicem de 30 de grade. Cam așa să spunem. Deci în triunghiul A, B, C, iată să zic 30 de grade. Da. Și că A, B e 28 de centimetri, A, B 28 centimetri, iar B, C este de 36. Calculăm area. Așa. Păi dacă avem pe B care are 30 de grade. Da. Am putea folosi teorema unghiului de 30 de grade? Adică ce spune? Păi dacă avem unul de 30 de grade, înseamnă că avem unul de 90 și de 60. Nu. Dacă ai unul de 90 și de 30, celălalt de 60, că fac 180 împreună. Da. Nu, dar dacă ai doar 30, celălalt de 2 sunt 150. Ăsta și cu ăsta fac 150 până la 180, doar atât. Dar nu că ar fi 90 și ăsta 60. Nimeni nu spune asta. Păi pe noi trebuie să aflăm area și în ipoteză avem că măsura lui B este de 30 de grade. Așa. Și măsura latură este de 28 și 36. Corect.